Bun, astăzi vom vorbi despre cum vom descărca un videoclip sau mai multe videoclipuri de pe YouTube. A, din ce am văzut eu, din punctul meu de vedere, nu știu, poate altcineva știe mai mult, pe telefon nu poți să descarci videoclipuri de pe YouTube, numai în momentul în care te conectezi la ei și e cu abonament, ceea ce eu nu prea îmi doresc, să plătesc un abonament lunar. Dar haideți să trecem peste și să vedem cum facem. Dăm un click aici, deci am deschis browserul Mozilla, da, haideți să vedem, acesta de aici este, da, Mozilla. Îi dăm, după ce am deschis browserul, îi dăm aici sus în stânga, un, în dreapta, scuze, un click normal, da? Și avem aici mai multe minunății, da? Intrăm frumos la primul de sus de aici, da? Îmi cere să actualizez o anumită extensie sau temă. Am ajuns la extensii, pluginuri, teme și așa mai departe. Da? Eu am o temă pe Mozilla. Nu știu dacă v-am arătat, dar poate o să vă și arăt. Acestea sunt pluginurile care merg videouri, video și așa mai departe. Extensii. Scriem aici frumos, sus la căsuța de căutare, YouTube. Eu... Și dăm să caute. Și după cum vedeți, și dumneavoastră ne-a apărut o grămadă de extensii, da? Și aici avem mai multe. De exemplu, acest YouTube HD Definition, da? Următoare. Dăm pe ea, da? Și aici, în loc de elimină, da? Va fi instalează. Îi dai pe instalează și după aceea o să mai ceară încă o dată, îi dai OK și la revedere, ai instalat. Eu am mai multe extensii care sunt pentru descărcarea videoclipului YouTube, de pe YouTube, da, uitați și aici. Deci ea este instalată, aici o să apară cu albastru, instalează, îi dați și după aceea descărcați videoclipuri, videoclipuri de pe YouTube. Haideți să mergem pe YouTube, da? Acesta, cum îi spune, acest videoclip, care este deja pe YouTube, după cum se vede, da? Aici frumos. Ia să vedem, sta să-l ridic un pic mai sus, da? Exact lângă acest like, sau cum îi spune, da? Dăm pe plus, dăm MP4 normal, și aici apare deja ca să-l descărcați. Îi dați pe salvare dacă vreți. Eu îi dau anulare că deja l-am descărcat. Dar haideți să vedem mai departe. Așa, dăm pe descărcare, exact aici. Deci exact ce era și acel videoclip. Îi dăm pe deschidere. Ia uitați. este unul și același. Haideți să vedem, ca să vedeți și dumneavoastră. Uitați aici acest uh, videoclip care este din dosar, da? Îl dăm un pic mai jos și vedeți că pe YouTube este unul și același, da? Unul și același, ia uitați și dumneavoastră. Îi dăm voie să cânte un pic, da? voi să cânte și lu acesta. Și este unul și același, după cum vede și uns, da? După ce am făcut toată chestia asta, de da, am descărcat uh, pe deci mai avem aici, dacă vreți, nu știu, descărcare, avem mai multe opțiuni, deci la câte am instalat eu, avem aici, iau -te, MP4, MP3, MP4A, stați așa să vedem. Uhu, ia uitați aici. Ce poate face aceste extensii, da? Dar pe Mozilla, nu știu pe, pe Chrome, o să mă interesez și pe Chrome, trebuie să-l descarc, că nu l-am descărcat, mi îmi place mult mai mult Mozilla. După ce am descărcat videoclipul sau videoclipurile care ne plac, da? După aceea o să putem să le descărcăm pe telefon. Le băgăm un telefon frumos și le ascultăm, le vizionăm ori de câte ori dorim. Sper să vă ajute!